Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate, o campanie în care vorbim despre ceea ce înseamnă masculinitate, despre felul în care bărbatul intră sau ar trebui să intre în contact cu propriile emoții, cu propriile nevoi. Dacă putem pune semnul egal în vremurile pe care le trăim între masculinitate și agresivitate, de asemenea între vulnerabilitate și slăbiciune. Astăzi alături de noi este Sandra Ecobescu, o prietenă foarte dragă și președinte al Fundației Calea Victoriei și vorbim despre o personalitate remarcabilă, o personalitate care a schimbat nu doar chipul, imaginea, înfățișarea Indiei, pentru că este supranumit și părintele independenței Indiei, părintele Indiei moderne, Mahatma Gandhi, dar consider că a schimbat cumva paradigma despre ceea ce înseamnă pacifism, despre ceea ce înseamnă iubire, empatie, compasiune, non-violență la nivelul întregii planete. Astăzi pornim discuția noastră de la o carte publicată în colecția Autobiografia. Este vorba despre biografia lui Mahatma Gandhi, intitulată O viață legendară, scrisă de celebrul autor, celebrul scriitor Romain Rolland. O carte, cum spuneam, o carte foarte importantă în cadrul acestei campanii, dar și în cadrul acestei colecții, pentru că în urmă cu aproximativ 2 ani l-am celebrat, așa cum se cuvine pe Gandhi, 150 de ani de la nașterea acestuia. În acest volum biografic, Romain Rolland, putem spune că aduce un tribut imaginii și luptei lui Mahatma Gandhi, omul care a renunțat, paradoxal, a renunțat la o carieră bănoasă în avocatură și va ajunge să mobilizeze numeroasa populația Indiei împotriva xenofobiei și a nedreptăților săvârșite de Imperiul Britanic. Romain Rolland descrie cu multă afecțiune, am putea spune, în această carte, în această biografie, personalitatea lui Mahatma Gandhi, punând accent pe credința acestuia în hinduism, lipsită de fanatism și de orgoliu, pe un soi de smerenie, am putea spune, pe modestia lui, pe contrastele pe care a reușit să le împace atât de bine eroul Indiei, fiind un om foarte cult, școlit în Anglia, admirator al lui Tolstoi, traducător al operelor lui Platon. Așadar, iată, vorbim despre Mahatma Gandhi, o viață legendară, biografia lui Romain Rolland, o personalitate remarcabilă, care din punct de vedere, dacă e să o luăm stricto sensu în ceea ce înseamnă un bărbat în ziua de astăzi, s-ar putea să nu se încadreze în acești parametri, fiind un bărbățel slăbuț, chiar foarte slab, firav, aș putea spune, și care se îmbrăca extrem de modest. De altfel, el își croia singur hainele. Așadar, iată, un trup firav, așa cum am spus, dar o inimă atât de mare, o inimă atât de puternică, încât, așa cum spuneam, a reușit să mobilizeze populația Indiei împotriva, hai să le numim, abuzurilor coloniale ale Imperiului Britanic. În primul rând, Sorina, aș vrea să-ți mulțumesc pentru provocare și pentru invitația de a vorbi despre Gandhi. Aș vrea să destăinui așa celor care ne urmăresc faptul că întâlnirea mea, în ghilimele, cu Gandhi s-a petrecut când eram în gimnaziu, când am văzut acel film extraordinar pe care îl recomand tuturor ca un pandant la lectura acestei cărți, anume filmul Gandhi din 1982, unde în rolul principal putem să îl admirăm pe Ben Kingsley, un actor extraordinar pe care mult timp eu l-am confundat cu Gandhi în imaginația mea de copil. A fost prima mea întâlnire, dacă vrei, pentru că eram perioada comunistă, cu un personaj cu o dimensiune spirituală uriașă. Poate să zic primul sfânt cu care am intrat în contact prin intermediul unui film foarte bine realizat. Și pe mine m-a marcat foarte mult povestea lui Gandhi în prima fază astfel.
Descopeream, așa cum și cititorii noștri pot descoperi în cartea foarte interesantă pe care noi o prezentăm astăzi, un personaj aparent fragil, cum bine spuneai, mare parte din povestea lui se petrece când el deja are aerul acestui ascet, acestui om foarte simplu, subțire, cu cheliuță, cum îl găsim și în fotografiile din epocă, care se îmbrăca în haina tradițională indiană pe care el și-o țesea. Paranteză, lucruri pe care a încercat să-i convingă și pe mulți indieni să facă, să reia, dacă vrei, tradiția aceasta a țesutului hainelor acasă, pentru a nu depinde de importul țesăturilor din Anglia. Așadar, întâlnirea mea cu acest personaj extraordinar m-a marcat. Și nu întâmplător, aș spune eu, poate că a fost primul, pentru că, așa cum spuneai, el a fost influențat prin educația pe care a avut-o, dintr-o familie înstărită din India, prin educația pe care a avut-o în Anglia. El s-a întâlnit cu marea cultură occidentală, să spunem, și în afară de Tolstoi și Platon, a fost marcat și de lectura Noului Testament. Așadar, acest personaj, să zicem, pe care l-a creat, sau această personalitate a lui, evident, în primul rând, recuperează tradiția locală, adică hinduismul și tot ce se întâmplă în spiritualitatea Indiei. Dar, pe de altă parte, el a fost inspirat și de imaginea lui Hristos și lucrurile astea le regăsim și în cartea pe care o discutăm azi. Deci, dacă el și-a propus, în primul rând, să fie un, cum bine ai spus, un personaj care să schimbe destinul Indiei, e important pentru cei care ne urmăresc acum să spunem că din 1757, de fapt, India a început să fie sub o dominație britanică, întâi prin apariția celebrei firme West Indies și apoi devenind o colonie din 1858 oficial, cumva din 1757 neoficial era colonie, dar oficial din 1858 a fost colonie. Știm foarte bine noi astăzi ce înseamnă imperialism, știm foarte bine ce înseamnă bogățiile unei țări uriașe și potențialul unei țări precum India, de atunci cum este și India de azi. Și atunci acest personaj, Mahatma Gandhi, Mahatma însemnând Marele Suflet, a avut de fapt un rol mesianic, da, pentru că el, dacă citim această carte la prima vedere, am putea spune că este un personaj politic sau o mare personalitate politică, dar această personalitate de fapt e potențată de un profil de sfânt, cum el a și fost considerat de mulți dintre adepții lui și de mulți oameni din India. Așadar, e un personaj, aș spune, atipic în istoria lumii. Poate ne amintește de Ioana d'Arc sau de alte personaje care au fost implicate în schimbarea destinului unor lupte sau unor țări. Evident că sunt și alții, dar comparațiile din carte sunt mai ales, să spunem, spre Buddha și mari lideri spirituali. Deci nu neapărat este comparat cu personalități politice. Da, pentru că... Și aș mai spune, scuză-mă ceva, da. Și apoi te las, cercetând un pic înainte de întâlnirea noastră de acum, am aflat că a fost foarte influențat Martin Luther King de această abordare a non-violenței, nu? Cumva a patentat, poate să zicem, această abordare în politică a non-violenței, a unei rezistențe pașnice. Important să spunem, într-un secol marcat de războaie și de violență și de morți, cum a fost secolul 20. Da, și în cazul lui, întotdeauna, în toate discuțiile, gândul mă duce la un alt personaj remarcabil, apropo de această dublă, să-i spunem, misiune și perspectivă, aceea de lider politic, dar și de lider spiritual. Și mă gândesc la Dalai Lama. Și la o altă carte foarte dragă mie, în aceeași colecție, în colecția Autobiografia, Viața, Libertate în exil, despre Dalai Lama. Așadar, Mahatma Gandhi, pomeneai Martin Luther King, probabil că mai sunt câteva personaje, Maica Tereza, iată Dalai Lama, cumva personaje care și-au pus viața în slujba iubirii de oameni, în slujba bunătății, în slujba a ceea ce înseamnă, nu l-aș numi chiar sacrificiu, sau cel puțin e un soi de sacrificiu asumat, voit, da? Vreau ca omenirii să-i fie bine. Revenind la Mahatma Gandhi,
a avut și o viață, am spune, tumultoasă. Și aici mă refer și la episoade poate mai puțin plăcute, la arestarea lui, lucru care este detaliat în această biografie a lui Romain Rolland, până la momentul, să spunem, aproape de momentul asasinării sale. Iarăși un lucru foarte, foarte bizar pentru un om care a promovat toată viața, a promovat non-violența, a promovat iubirea, a promovat pacifismul și până la urmă cumva să-și găsească sfârșitul în urma unui incident provocat de un fanatic religios, putem spune. Așa este, important să spunem că dincolo de faptul că acest omuleț, cum ai zis, sau o persoană apare în plăpândă și cu o prezență de sfânt mai degrabă de om care trăiește în singurătatea chiliei, a reușit să mobilizeze mulțimi uriașe și un populația Indiei, care, cum bine știm, nu este o populație compactă, sunt foarte multe, bine să zic, triburi, dar e vorba de mai multe semitici, caste. De mai multe caste, da? A reușit lucrul ăsta pe de o parte, pe de altă parte, pentru el era extrem de important să redevină sau India să reușească să fie independentă, ceea ce a reușit după mult timp. E important să spunem că el timp de 30 de ani a fost, să spunem, liderul acestei mișcări și probabil personalitatea cea mai marcantă din India. Deci, pe de o parte, se opunea imperialismului britanic fără să propage sau să promoveze ura sau violența, iar pe de altă parte era conștient că era vorba și de hinduși și de musulmani și nu făcea diferența dintre aceste două tradiții, ci dimpotrivă, el era pentru o relație cât mai strânsă și dorea să se prevină conflicte între aceste două mari tradiții spirituale, ceea ce după moartea lui, mă rog, lucrurile s-au schimbat. Încă se spune că se lucrează la moștenirea lui Gandhi. Poate că idealurile pe care și el și le-a propus, non-violența, iubirea dintre oameni, indiferent de tradiția religioasă care îi aparțin, erau prea idealiste sau era deja vorba de lucruri greu de realizat într-o realitate în care, așa cum și el spunea, violența e ceva natural, e ceva care poate să apară, să irumpă. Și mi se pare foarte interesant că el practic nu era în război cu englezii, ci el era în război cu niște efecte economice ale ceea ce se întâmpla în țara lui. Adică nu instiga oamenii la violență și la lupte, ci, de exemplu, apare un moment foarte interesant în carte, când s-au ars țesături foarte valoroase care veneau în Anglia, erau aduse în India și pentru a descuraja acest import de mărfuri, el spunea că se face acest foc simbolic astfel încât oamenii să fie încurajați să-și găsească propriile resurse. Aș spune că era nu doar un lider politic și un lider religios, eu zice că a creat și un fel de filozofie, așa, pentru că era o combinație din mai multe idei și mai multe tradiții. Și foarte interesant, în momentul când apăreau conflicte, ciocniri care degenerau în morți și răniți, el se retrăgea. Deci cumva acest impuls de a mobiliza masele, de a fi un lider cât mai convingător, în momentul în care genera opusul non-violenței, el se retrăgea și cu toate astea, această mișcare nu și-a pierdut din putere. Mi se pare extraordinar. Și tu spuneai că este straniu că a fost ucis, dar lucrul ăsta se întâmplă destul de des în istoria lumii. Persoanele care încearcă să schimbe niște cutume, niște dogme, mai mult sau mai puțin religioase, de multe ori sfârșesc tragic, cum a fost și cazul lui, și nu cum ne-am fi așteptat să fi fost omorât de un musulman, sau, ci de un fanatic care ținea de zona hindusă. Așadar, a reușit să schimbe la nivel, să spunem, general, mentalitățile prin această non-violență, dar, iată, până la urmă a fost o victimă, dar cu siguranță că eu cred că și-a atins multe din scopuri și este o personalitate internațională, trebuie să recunoaștem. Și el și-a propus acest lucru, pentru că dacă ne uităm un pic în carte, e un capitol foarte interesant în care e analizată relația dintre Tagore și Gandhi. Ei se respectau reciproc, dar existau niște diferențe. Vorbim de mari personalități ale Indiei care sunt cunoscute în întreaga lume. Și Tagore cumva atrăgea atenția asupra unor pericole pe care
să spunem, filozofia lui Gandhi ar fi generat-o, și anume că pot fi niște exagerări, că se poate naște un naționalism extrem sau că poate apărea anumite involuții, apropo de ce spuneam înainte, că erau invitați indienii să-și țese singuri hainele la ei acasă și să refuze marfă care ar veni din alte țări. Și poate cel mai important lucru, așa, dacă citim acum la lectură în secolul 21, o rupere a legăturilor cu Occidentul sau o negare a unui progres. Aici Gandhi, în ideologia lui, aș spune că era poate un pic utopic. Cred că avea o proiecție a unei Indii imaginare, perfecte, minunate. Și atunci exista acest risc despre care Tagore bine spunea. Pe de altă parte, ca răspuns la ceea ce Tagore menționa ca pericole în programa, să spunem, politica lui Gandhi, era faptul că Tagore era un poet, el analiza realitățile, să spunem, dintr-o perspectivă relaxată, fără să simtă care este situația în țară, nivelul sărăciei, nedreptățile sociale. Deci avea abordare, să spunem, a artistului sau a persoanei care aparține unei elite și nu cunoaște cu adevărat ce se întâmplă pe teren, cum am zice noi astăzi. Și atunci, evident, dincolo de privirea poetică a lui Tagore, faptul că Gandhi a avut o reacție și, de fapt, a generat această mișcare este esențial. Da? Deci, da, există niște pericole, să spunem, în programa lui Gandhi, dar, în primul rând, el a reușit să mobilizeze mase uriașe de oameni pentru a face aceste marșuri și aceste greve și aceste retrageri din diverse structuri, cum s-au retras elevii din școli sau n-au participat la viața politică, unele personalități, și în felul ăsta, practic, a paralizat, să spunem, acțiunea Imperiului Britanic în India și ulterior a generat și schimbările pe care le știm esențiale în istorie. Adică, practic, un omuleț a mobilizat prin non-violență o țară uriașă ca să se întoarcă împotriva imperialismului britanic, unei mari puteri din acea vreme, un lucru aproape de neimaginat. Deci el a reușit acest lucru, iată, prin non-violență și o carismă extraordinară pe care o avea și scrierile lui extraordinare pe care le împărtășea cu publicul. Apropo de etică, de valorile morale și de principiile și valorile de viață care stau la baza unui bărbat, să spunem, echilibrat, asumat, matur din toate punctele de vedere. Ar mai fi posibil apariția unui Gandhi în ziua de astăzi? Uite, n-am pus niciodată nimănui această întrebare. Probabil că o pun și în condițiile în care, sau în contextul, de fapt, acestei campanii, redefinirea masculinității. Și mă gândeam, apropo de felul în care erau bărbații în urmă cu 50-60 de ani, 70 de ani, valorile în care credeau, principiile de viață, eu știu, poate că onoarea, etica, anumite principii morale, care erau cumva literă de lege, da? Ele erau acolo, la baza masculinității bărbaților respectivi. Și mă refer aici, când mă refer la Gandhi, poate îl văd și ca un soi de om de stat, da? Care a reprezentat pe plan internațional valorile Indiei. Și mă gândesc, oare în ziua de astăzi, când există această polarizare, aș putea să o numesc, a rolurilor bărbat-femeie, și când, nu știu, lucrurile sunt foarte bulversante și foarte confuze, mai putem vorbi despre acest gen de etică, de valori morale, de principii? Eu nu mă uit mai departe decât în zona, foarte rapid, în zona politicii noastre. Da? Unde, bineînțeles, că nu mai există, da, niciun Maniu, niciun Brătianu, niciun, da, ce exista în perioada interbelică, când aceste valori, cum spuneam puțin mai devreme, făceau parte din masculinitatea unui bărbat de stat, să spunem, sau ale unui om politic. Astăzi, bineînțeles, că aproape sunt inexistente. Gând la gând, chiar vreau să zic că îți mulțumesc pentru întrebare, că de fapt Gandhi, dincolo de faptul că citind această carte descoperim o personalitate extraordinară care a schimbat destinul Indiei și destinul lumii, aș zice, pentru că India e o mare putere și automat a fost o reașezare a puterilor pe mapa mond. De fapt, e un personaj foarte modern.
Poate atunci era a vedea lucrurile așa în perspectivă, știi? Mă gândesc acum și la toate discuțiile care au fost în perioada aceasta a crizei, a pandemiei. S-a vorbit foarte mult despre, și mai înainte, dar acum poate mai mult, despre cât de important este să ne concentrăm pe resursele locale, cât de important este să fim autosustenabili, să depindem mai puțin de marile puteri sau de marile companii multinaționale, cât de important este să ne ajutăm unii pe alții, cât de important este să nu fim agresivi, ci dimpotrivă să fim empatici pentru a depăși această criză. Deci niște lucruri, aș zice, perene la care Gandhi făcea apel, dar și multe lucruri, multe semnale de alarmă pe care el le-a tras în perioada lui. El vorbea despre mașină ca despre ceva rău. Era vorba despre această industrializare. Vorbea de asemenea despre capitalismul care dezumanizează și banul care înlocuiește și spulberă orice etică și valori, cum spui tu. Aș zice că el era un vizionar și că multe din lucrurile despre care el vorbea atunci, la începutul secolului 20, cred că acum sunt mai bine înțelese și căutate. Și nu știu dacă în politica românească am putea, putem doar să sperăm că ar putea apărea un personaj de talia lui Gandhi, dar cred că această întoarcere către sine și acest model masculin al înțelepciunii, al personajelor, să spunem, care sunt atente către zona de spiritualitate, sau chiar dacă, să spunem, le lipsește filonul religios, persoane foarte concentrate pe zona etică și morală, pe zona drepturilor omului, zona care are în vedere ajutorarea celor foarte săraci. Eu cred că în ultimele decenii în România lucrul ăsta a fost din ce în ce mai vizibil. Chiar și tu ai o inițiativă de acest gen și noi la fundație din când în când ajutăm copii din zonele nevoiașe. E, lucrurile astea, nu știu dacă în anii 90, imediat după Revoluție, erau atât de la îndemână sau dacă ne organizam cu atâta ușurință. De spiritul lui Gandhi și spiritul altor oameni extraordinari din istoria lumii, cu siguranță că persistă și rezistă și îmbracă forme noi. Și da, ar fi minunat să existe în politica noastră personaje de acest gen, dar cred că fiecare dintre noi, citind această carte, putem fi inspirați să devenim fiecare în comunitatea noastră niște mici Gandhi. Pe de altă parte, că am vorbit cu tine zilele trecute despre domnul Alan Watts, Gandhi practic este un personaj care aduce cu sine această tradiție orientală extraordinară, această spiritualitate extrem de veche, vorbim de o cultură și o civilizație mult mai veche decât ce știm noi din lecturile din lumea Europei Occidentale. Și da, în ultimele decenii, oamenii curioși și care vor să schimbe în bine comunitățile în care se află sau poate chiar lumea, sunt foarte atenți la zona asta de spiritualitate, atât cea, să spunem, care ține de Europa, creștinism, ci și cea orientală. Pentru că, uite, vezi, interesant, el a făcut și atunci a făcut un melanj. Adică, clar, era în primul rând importantă tradiția lui, limba, textelelor sacre, dar mereu făcea referire și la Isus. Adică era un cetățean al Indiei și avea în vedere destinul Indiei, dar era totdeauna legătură cu umanitatea. Era un politician, cum aș zis, umanist. Nu era un naționalist feroce, cum se poate întâmpla mai apar acum personaje sinistre în toate țările. Da, în timp ce te ascultam, pentru că știu că îi admir foarte mult, apropo de etică, de valori morale și de valori ale masculinității din punctul meu de vedere, pentru că masculinitatea și mai ales acel bărbat adevărat nu înseamnă nici pe departe a avea mușchi sau a avea, eu știu, a fi îmbrăcat într-un anumit fel, și nu vorbim despre masculul alfa, da? Și în timp ce te ascultam, gândul m-a dus către alte două personalități ale culturii noastre, pentru că, iată, nu ne referim poate doar la politică, ci ne referim și la spațiul social, la spațiul cultural. Și aceste, de fapt, trei. Și aceste personalități pe care și eu le-am îndrăgit și mi-au plăcut ca model de conduită în viață, nu doar prin scrierile lor și prin aportul lor la istoria și cultura României, sunt Alexandru Paleologu, Neagu Giuvara
și Constantin Bălăceanu Stolnici. Da, aș avea o reținere la al treilea, nu dezvolt subiectul, dar... Este o părere pur personală. Da. Din punct de vedere, să spunem, al zonei profesionale, da, este de admirat și al longevității. Eu m-aș mai gândi la încă cineva care seamănă într-un fel cu zona asta de spiritualitate a lui Gandhi, și anume la prefericitul părinte Ghica, care a trecut, mă rog, povestea este că ar fi trecut de la ortodoxie la catolicism ca să fie mai ortodox. De fapt, era foarte implicat social și mergea efectiv, cum s-a întâmplat și în cazul lui Gandhi, în zonele sărace, să ajute oamenii să înțeleagă la firul ierbii care este situația și cum se pot schimba mentalități. Și aici aș povesti ceva foarte frumos despre Gandhi, lucru pe care nu știam. El accepta tradiția în care a fost crescut, dar refuza total ideea de casta celor care nu pot fi atinși, de aparia. Deci el spunea că este un cancer care a apărut în această tradiție spirituală și chiar e foarte frumos povestit în carte cum atunci când era mic se ducea și îi atingea pe acești paria și mama lui spunea că trebuie să spele pe mâini și apoi să atingă un musulman. Și el nu ținea cont de acest lucru și practic, deci preia o tradiție, dar vrea să o îmbunătățească, să o aducă la zi. Și printre lucrurile pe care el avea în vedere, în afară de, să spunem, emanciparea femeilor sau recunoașterea rolului femeii în societate și prevenirea unor abuzuri împotriva femeilor, știm bine situația din India, el a militat și pentru drepturile celor care țineau de această castă, celor care nu pot fi atinși. Deci o imagine din nou de sfânt care se apropie de cei care nu pot fi atinși, Sfântul Francis de Assisi avea grijă de leproși. Deci e un personaj interesant și pentru cei care vor să afle istoria secolului 20, pentru cei care vor să vadă personaje de sfinți, aș zice, e un cazul ăsta un sfânt cu o activitate politică remarcabilă din zona asta orientală și nu poate decât să ne inspire povestea lui și să ne gândim la cât am moștenit de la Gandhi, câte lucruri sunt încă de făcut și foarte multe sunt deja dincolo de granițele Indiei. Deci nu povestește despre niște lucruri care sunt valabile. Da, să spunem, povestea în sine, India, Imperiul Britanic, este o poveste particulară, dar dacă citim ce a scris el și care au fost ideile lui, aceste marșuri uriașe, din nou invit pe cei care ne ascultă să citească cartea și să se uită la filmul foarte frumos despre Gandhi, unde pot vedea vizual ce înseamnă aceste mase de oameni, mii și mii de oameni care mărșăluiau pașnic cu el în frunte și care nu se speriau când apăreau armele britanicilor și cădeau răniții și ei continuau, ceva absolut copleșitor despre puterea non-violenței și puterea unui popor care ajunge să aibă un lider extraordinar. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre viața și personalitatea lui Mahatma Gandhi în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. A fost alături de noi Sandra Ecobescu, președintele Fundației Calea Victoriei. Am povestit pe marginea cărții Mahatma Gandhi, o viață legendară, biografia scrisă de Romain Rolland, publicată în colecția Autobiografia și pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Redefinirea masculinității. Mulțumim din suflet, Sandra Ecobescu, dragii noștri. Mulțumesc. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!